One Mississippi, two Mississippi, three Mississippi, ce faceți? Hello! Da, dați-vă la o parte, dați-vă de aici, dați-vă, că sunt mama productivității, deci sunt atât de încântată de mine, el am început săptămâna asta fabulos. Bine, așa am început-o și săptămâna trecută și am terminat-o prost, dar trecem peste. Am început săptămâna asta fabulos, pe lângă faptul că m-am tuns. Nu știu dacă vedeți, nu se vede mare lucru, adică da, mi-am luat vârfurile pentru că era nevoie, pentru că mie îmi spune părul când trebuie să mă tund. Știu că am zis la finalul anului trecut că o să tot tai în fiecare lună puțin, dar parcă mi-a fost milă. Adică am făcut de două ori treaba asta și după aia mi s-a făcut milă. Dar acum îmi spune părul că mi se agață la vârfuri și mie, părul meu nu se încurcă. Unul din avantajele faptului că am firul de păr foarte subțire și pisicos așa și finuț, este că nu mi se încurcă. Și îmi place treaba asta la el. Dar când trebuie să-l tund, începe să se încurce la vârfuri și le simt aspre și îmi zic, ok, it's time. Și dacă nu-l ascult și sar peste perioada aia, începe să se rupă. Și nu ne dorim așa ceva. Hello, dragilor! Am a doua cafea pe ziua de astăzi. Este aquí conmigo. Și ziceam că am fost mama productivității. Îs în picioare de la 7:30. Așa, până la 7:30 am făcut alte lucruri, dar de la 7:30 sunt picioare și, efectiv, mama productivității scrie pe mine. Am făcut, cred că, unde mi-e agenda? Ah, e dincolo agenda. Cred că am făcut 60% din lucrurile pe care mi le-am propus. Asta e bine, ăsta e un procent bun, dacă voi vă strâmbeți din 60%, da, mai am de filmat și ăla nu l-am făcut, dar trebuie să termin cu chestiile casnice pe care le aveam de făcut și după aceea să mă apuc de filmat, să-mi fac eu duș, să-mi aranjez părul. Pentru asta trebuie să mă tund. Deci e un lanț așa întreg. Da, foarte fain. Afară să știți că se anunță primăvară și săptămâna asta se anunță așa un început de vară chiar. Adică temperaturi de 18 și 19 grade, ceea ce este absolut delicios. Singurul mic mare inconvenient, ca întotdeauna pentru zona asta în care trăiesc eu, este vântul. Deci bat un vânt, am întins niște rufe și mi le-a făcut așa. Da, am întins să se usuce și mi le-a făcut așa. Asta e bine că mi se usucă mai repede, dar totuși mă enervează. Și vreau să-mi beau cafeaua acum și să filmez. Trebuie să filmez cu ce încep, stați, că aveam în cap cu ce încep, hello, creier, ne activăm și noi. Cu ce am citit pe 1 ianuarie, clipul pentru săptămâna asta de cărți și după aceea să vedem, dacă mi-o mai rămâne timp, fac și clipul de joi, dar dacă nu, îl fac mâine, nu-i problemă, dar eu sunt foarte încântată de mine. Și apropo de ce ziceam și săptămâna trecută, în daily vlog-ul de săptămâna trecută, dacă aveți momente de genul ăsta, nu vă feriți să vă apreciați. Adică, cum sunt eu acum, bă, am reușit să fiu productivă. După standardele mele, ale nimănui, al cuiva, am reușit să fiu productivă, am reușit să fac până la ora asta, că e 12:30, vă ziceam, să fac atât de multe lucruri, ceea ce e bine. Și încercați să vă bucurați de treaba asta și încercați să fiți conștienți de treaba asta cu voi și să vă recunoașteți treaba asta, pentru că știu că suntem învățați că tot timpul când facem ceva, nu-i de ajuns. Hai să mai facem, mai fă ceva, mai fă ceva, că așa suntem noi. Dar e important să ne apreciem și pentru lucrurile mici. Mă, nu știu, am reușit să-mi pun casa la punct, am reușit să aspir toată casa, am reușit să spăl vase. Paranteză, pare, nu le-am făcut. Deci, mă, mai așteaptă un mic regiment de vase în chiuvetă, dar e mic. O să fac mai pe seară, când mă duc să fac ceva de mâncare, atunci le rezolv și pe ele, că am zis să iau și o pauză. Dar, da, e important să ne apreciem și pentru lucrurile astea, nu doar să le punem pe listă, le bifăm că le-am făcut și după aia să spunem, nu le-am făcut. Așa. Dar pentru acest TED Talk, vă las să vă duceți la clip și nu știu dacă observați, că nu știu dacă se vede, cred că nu se vede, că nu există nimic. Ar trebui să profit de fotoliu, să stau în fotoliu, dar nu pot, pentru că n-am chef, așa, și trebuie să iau păturicile să le spăl, dacă tot să le pun la spălat, dacă acum lucrează mașina la altceva,
Dacă tot Mrs. nu este aici, să iau păturicile să le spăl, că e cazul. Știu că nu-i place, nu vrea să le pun la spălat, dar it must. Cel târziu la 2 săptămâni trebuie spălate, că altfel... Mai ales că pe una dintre ele, o molfă e Jimmy, eu mă mănânc așa când vine, trebuie spălate, că altfel încep să... Așa, asta așa, ca să știți cam cum stau lucrurile administrative la noi acasă. M-am trezit de dimineață când vine un curier. Am dat o comandă la Dedeman, cred că vineri seară, și m-am trezit că azi dimineața la 8 mă sună cu domnul de la Dedeman și că pe la 9 sună dumneavoastră, vă găsesc acasă. Mă găsiți ce să fac, sunt și eu acasă, ce în Dumnezeu să fac. Nu mă așteptam să vină astăzi pentru că, da, și mă așteptam să vină un curier, nu să vină o mașină, dita mai mașina de la Dedeman, pentru 3 chestii. Să vi le arăt, că am intrat în sezonul de grădinării, v-am zis că ușor-ușor intrăm în sezonul de grădinării și mai ales dacă este cald, aș fi vrut să merg astăzi să fac ceva, dar pentru că e vântul ăsta imposibil, n-are rost să mă chinui, lăsăm pe mâine, că mâine zice că e la fel, ba chiar un pic mai cald decât astăzi și nu o să mai fie vânt, să sperăm, nu știu. Da, să vă arăt ce am luat. Deci, Motivul principal al comenzii mele sunt aceste ghivece din lut, din ceramică. Da, știu, sunt portocalii. Da, o să-și revină, nu-i problemă. Doar că pe mine iarăși dimensiunile mă păcălesc. Asta este un ghiveci de 21 de centimetri și e mare. Pentru că, da, mărimea contează, ce credeți? Și e mare pentru ce vreau eu, fiindcă în comanda de la Sweet Garden, pe lângă pomi, mai există ceva. Ce vreau să aibă casă aici, în interior. Ceva ce am comandat pentru interior, o plântuță, o să o vedeți. Și am zis să o aduc, să o primesc în casă nouă, cum ar veni, în ghiveci nou. Și pe lângă asta îmi doresc foarte tare, în timp, nu acum, îmi doresc să scap de ghivecele de plastic, pentru că am tot acumulat în ultimii 4 ani, am tot cumpărat ca disperata ghivece, nu exista să nu cumpăr ghivece și se fac atât de urâte, deci după un an de zile, nu mai mult, se fac atât de urâte, drept dovadă că plasticul ăla sau materialul ce-o fi, este foarte, foarte prost și oricum eu am o tendință așa, îmi doresc să elimin din plasticul pe care îl folosesc în casă și mi-am dat seama că ghivecele alea de plastic, oricât de... Bine, eu îmi iau ghivece maro de plastic, ghivece care le imită pe astea. Asta mi-am luat. Dar bănuiesc că și dacă luam alte culori sau alte povești, erau la fel. Se fac urâte rău, da? Urâte, urâte. Stați așa, stați să vă aduc o mușcată să o vedeți cum arată. Așa. O să ziceți, bine, nu-i nimic în neregulă cu ghiveciul ăsta, în afară de faptul că e murdar. Poate că la voi nu se vede, dar vă spun eu că este și s-a decolorat și nu... Parcă și textura i s-a schimbat. Da, știu, planta asta are nevoie de puțină îngrijire, trebuie să o curăț și să... Eventual să și ud. Am dat o săptămână trecută, poate îi mai trebuie niște apă. Și da... Se fac urâte și astea sunt unele din ghivecele care arată bine, adică încă arată bine, dar la anul vor fi și mai urâte de atât. Așa, și de-aia îmi doresc ca în timp să trec la ghivece ceramice sau chiar și de metal. Dacă voi găsi din alea zincate, drăguțe, am căutat ceva pe net, dar nu găsesc exact ce vreau eu, că aș vrea unele mari pentru clematită și pentru alte plante. Aș vrea pentru plantele pe care le las afară, aș vrea din alea zincate. Dar o să mai caut, nu-i problemă. Poate o să, nu știu, mă dau o fugă prin niște târguri din astea de vechituri sau poate prin pe OLX, nu știu, o să mă interesez în orice caz. Dacă știți de unde găsesc recipiente, nu neapărat ghivece, că pot să fie și recipiente zincate, de tablă zincată, spuneți-mi. Anyway, asta e ideea, că vreau să scap puțin de plasticul din... proximitatea mea, cât mai mult din plasticul pe care l-am în proximitate și am comandat ghivecele astea, sperând că unul dintre ele va fi bun pentru acea plântuță care va să vină. E prea mare, fiindcă vreau să o pun deocamdată pe birou aici, este mult prea mare ghiveciul ăsta și am comandat și 2.
au și tăviță. Și cred că voi muta mușcatele alea, una din, două din mușcatele alea pe care vi le-am arătat, cam două la fel, și cred că pe alea le voi muta, chiar dacă nu le voi mai putea agăța, că oricum nu le, vreau să le mai agăț anul ăsta. Pentru că astea în timp își vor schimba culoarea, sper, cred, nu știu. Dacă când, în momentul în care încep să le expui la apă, nu vor mai rămâne așa în nuanța asta de teracotă, da, sunt vopsite, că se vede, se văd urmele de la pensulă. Și vor căpăta așa o nuanță din aia mai rustică, aș zice eu. Nu știu dacă v-ați uitat la englezi, în mod special, vedeți cum arată teracota asta de la de la ghivece, cum arată teracota asta îmbătrânită, udată, peste care a trecut timpul. Și îmi place foarte tare aspectul ăsta. Și apropo de asta, stai să-l las jos ăsta. Apropo de treaba asta, am constatat, făcând așa o analiză, gândindu-mă la ce proiecte vreau să mă demarez vara asta, pe lângă sfântul dressing, care poate, Doamne ajută, cu ceva noroc îl și terminăm anul ăsta, mi-am dat seama că mi s-a schimbat foarte tare, mi s-au schimbat foarte, foarte tare gusturile în materie de mobilier, de design interior, de casă în general. Adică era o perioadă în care nu acceptam să văd nimic care avea legătură cu rusticul, cu tradiționalul românesc, cu tradiționale, cu ceva care să ducă către sat. Ah, nu, eram atât de... nu. Așa, deci și mobila, știți foarte bine că am vrut mobilă, toată mobila să fie albă. Acum nu mai suport, adică aici va rămâne, biblioteca o să rămână, așa o să rămână, nu o schimbăm. Și zona asta, cred că camera asta o să fie cea mai modernă dintre toate, sau nu știu. Dar în orice caz, mi s-au schimbat foarte, foarte tare gusturile. Spre exemplu, eu nu-mi imaginam niciodată că aș putea să-mi pun în casă lemn. La culoarea lemnului, știți? Din contra, acum îmi place și aș vrea să am lemn și nu numai lemn, orice fel din ăla, mai închis la culoare, dacă se poate, și am niște combinații în cap de nu se poate. Mă gândesc foarte serios să schimb ramele astea, pentru că mi se par mult prea moderne și aș vrea unele tot așa, care se imită lemnul. Am văzut și la Pepco unele, dar poate găsesc în altă parte unele mai zdravene. Și poate le schimb și pe astea ca să dea o atmosferă ceva mai caldă, pentru că mi se pare că lemnul, acum mi se pare că lemnul dă o atmosferă caldă. Mi-aduc aminte cu 2 ani, când am fost, acum 2 ani, cred că să fi fost 2 ani sau 3, nici nu știu. Când am fost cu Eugenia la Villa Florica, când am fost prima dată la Villa Florica, știu că ea era super fascinată de tot lemnul de acolo și era atât de încântată. Ei îi place foarte tare lemnul, să fie lemn în casă, și ziceam că eu eram așa, nu, deci ca să vedeți cât de repede a fost scurt-circuitul ăsta și trecerea asta de la un stil la altul pentru mine. Și eram, nu, Doamne, dar nu, e groaznic, nu, așa, prea mult lemn, nici prea mult nu-mi place, dar oricum să fie. Și acum îmi place, adică vreau să-l aduc în casă, vreau să-l aduc pentru că mi se pare că încălzește mult atmosfera și este mai natural și... poate aduce ideea de rustic, dar în orice caz mi se pare foarte, foarte fain în decor, dacă îl folosești cum trebuie. Dar, again, aici așa o să rămâne mare parte din cameră. Și îmi place așa cum este, îmi place culoarea asta la nebunie, deci o ador. Apropo de ce zicea de pariu pe care îl făcusem cu Pebbles, că până la 1 octombrie anul trecut, zicea că o să schimb, că o să mă plictisească. Nu mă plictisesc, din contră, îmi place foarte tare și mă gândesc foarte serios dacă nu e un lucru prea exagerat să fac ceva similar și în dormitor. Poate nu albastru, poate altă culoare, dar să fac ceva similar și în dormitor. Pentru că, v-am zis, pentru mine contrastele astea puternice sunt foarte, foarte liniștitoare. Doar că în dormitor mi-ar plăcea să introduc un pic mai mult lemn și atunci parcă... nu știu dacă merge și ăla închis, culoarea asta închisă, n-ar mai fi contrastul așa puternic. Dar vedem, mai e până acolo, să ajungem noi acolo, să mă ocup de semințele mele, pentru că mi-am luat, fiți atenți, fiți antene, mi-am luat și din astea, nu știți ce sunt astea, ca să le scoatem din pungă. Astea sunt, mă rog, zic, tăviță pentru răsaturi, da, așa. Este o tăviță cu niște găurele în ea,
Așa, în care pui pământ și semeni și îți faci rasaduri. Explic pentru cine nu știe, bănuiesc că sunt și persoane care știu. Aici e tăvița în care stă apa și aici e tăvița în care pui pământul. Apropo, una din misiunile de astăzi o să fie să mergem să luăm niște compost de undeva, să furăm niște compost, mai exact, pentru că trebuie să-l aduc în casă să se încălzească, că vreau să încep să pun rasaduri în astea. Și trebuie să fie puțin mai cald, că încă e rece pământul. Dar da, asta e ideea. Cu astea le pui aici și ele ar trebui să iasă și de aici le muți într-o chestie mai mare. Pentru că mi-am dat seama că una din marile mele greșeli de anul trecut a fost faptul că n-am repicat rasadurile pe care le aveam. Adică, dacă vă aduceți aminte cine era anul trecut cu mine, că am semănat în niște tăvițe, în niște ghiveci, mi-am semănat rasadurile. Și le-am luat de acolo și le-am pus direct în pământ. Eu știind că trebuie să le repic. Să le repic înseamnă să le iei din ghiveciu în care sunt foarte multe plântuțe, să le muți câte una singură sau două în funcție de caz, de ce cere. Și eu știam că trebuie să fac treaba asta, dar mi-a fost lene. Și mi-am dat seama că asta a contribuit foarte mult la felul în care au ieșit plântuțele alea, cum au arătat, și unele chiar au murit pentru că n-au fost repicate. Și când le-am răsădit, adică când le-am luat și le-am pus în locul lor final, rădăcinile lor erau prea firave și am avut de suferit. Și, cum am zis, în ceea ce privește grădinăritul, învățăm din greșeli. Nu e nicio problemă, învățăm din greșeli. Dar, evident că nu am putut abține și mi-am luat și niște semințe. Bear with me, că până ajungem să terminăm cu semănatul, tot așa o țin. Deci, am început de clipul trecut, așa o țin în fiecare daily vlog. I promise you. Care sunt? Stați așa să mă prind. Care îs ale de la luat, că le-am amestecat cu cele pe care le-am luat data trecută. A, sunt astea. Așa. Aia e factura. Anyway, pe de-aia vă zic. Nu înțeleg de ce au trimis Dita mai mașina. Bine, bănuiesc că au mai livrat și în alte părți, dar Dita mai mașina pentru două ghivece și patru plicuri de sămânță. Cinci chiar. Cea mai simpatică chestie pe care am luat-o și care o să fie un experiment total este iarba mâței. Vreau să văd ce se întâmplă și dacă Mrs., adică Udiță, reacționează la iarba mâței sau Jimmy. Sunt foarte, foarte curioasă. Știu când o aveam pe Missy că i-a luat Eugenia o biluță din aia cu iarba mâței și n-a interesat-o absolut deloc, dar vreau să-mi semăn să vedem dacă se întâmplă ceva, dacă reacționează în vreun fel unul din ei. Apoi, am mai luat niște roșii, am văzut că sunt cherry, dar de fapt nu, sunt alt... ok, sunt alt soi, I don't know what. Asta probabil le voi trimite mamei mele, că nu... Eu sigur nu le pun. Ea își pune sute de așa, hectare. M-am luat sămânță de aloe. Și de ce? Pentru că atunci când am fost la Carrefour, când am trecut pe la Carrefour, am luat condimentele alea și nu știu ce, am văzut, erau niște suculente și erau niște plântuțe care semănau cu aloea. Și puteam să bag mâna în foc că e aloe. Dar stat eu și m-am gândit, dacă nu e aloe, pentru că era pusă la suculente. Da, știu că aloea teoretic este o plantă suculentă, dar dacă nu era aloe și vreau neapărat să am aloe, evident că pot să-mi comand niște un pui de aloe dacă e. Și o să fac treaba asta, dacă nu mi-e asta, dar am vrut să, de dragul experimentului, iarăși, să văd dacă mi-e. Încercăm. Apoi, ceva ce n-am mai avut până acum și sunt foarte happy, uite, pot să folosesc unul din ghivece pentru asta, care ar fi interesant, chives. Pentru că mie îmi place foarte, foarte tare ceapa verde, deși îmi face rău câteodată la stomac, îmi place foarte tare și când se termină și nu mai este ceapa atât de verde cum știam eu că trebuie să fie, să am chives. Așa, asta de când se începe semănatul? În seră din luna a treia, în pământ afară, din luna a patra până în luna a noua. Splendid! We love it! Rezistă până în... temperaturi de 18-20 de grade. Da, sigur. Să fii sigură că în... la vară, numai 20 de grade o să ai. Și mi-am mai luat niște roiniță, pentru că tot așa în căutările mele despre plante și toate cele, ăsta e alt subiect despre care o să vorbim, cred că cândva,
apropo de chestia asta cu clinul, cu nu știu ce, am aflat că roinița este unul dintre cele mai bune, una dintre cele mai bune plante, poate vorbim și corect gramatical, Dumnezeule. Roinița este una dintre cele mai bune plante antistres. Adică este un Xanax natural cât se poate de bun și, ba mai mult, nu induce somnolență. Adică roinița este, poți bea ceai de roiniță dimineața, că nu ți induce somnolență, cum ar fi lavanda, de exemplu. Lavanda este, iarăși, știm foarte bine că toată lumea folosește lavanda pentru împotriva stresului, dar lavanda, ceaiul de lavanda, de exemplu, induce somnolență. Și m-am gândit, pe lângă faptul că este aromată și știu că englezii, iarăși, o folosesc în salate și în tot felul de preparate, că se numește lemon balm, are un fel de aromă așa lămâicioasă, cred, parcă, așa mi-aduc eu aminte, dacă e aia, dacă nu o confund cu altă plantă, așa, un pic de miros sau gust de coajă de lămâie, pe de acolo vine numele de lemon balm. Și vreau să văd dacă e bună și să o am la îndemână, în caz că nu se știe niciodată. Am văzut, există evident ceaiuri de roiniță în comerț, gata așa, dar îmi permiteți să fiu sceptică cu privire la ceaiurile noastre din comerț? Dar după ce am auzit de scandalul de la Fares, nu știu dacă știți, nu știu dacă s-au mai întâmplat ceva, dacă s-au luat măsuri, dar eu efectiv nu mai am încredere în foarte multe ceaiuri care sunt pe piață și mai ales când vin la pliculețe din alea închise, știți? Când sunt pulbere sau când e ceai din alea liber pe care îl pui tu într-un... din ăla într-un infuzor e altceva, dar când vin în pliculețe, efectiv nu mai am încredere în ele pentru că nu știi ce e. Și de aia îmi place foarte tare ideea asta de a-mi cultiva eu. Și trebuie să-mi fac neapărat o listă pentru că, după cum vedeți, adun semințe și vreau și aia. Stați că mi-a tunat că vreau să-mi pun fenicul. Da, pentru că n-am mâncat niciodată. L-am simțit când am fost la magazin și îmi place aroma. Mi se pare interesant, foarte interesant aroma aia de fenicul. Și mi-aș pune și eu de experiment anul ăsta. Dar, da, trebuie să fac o listă, să mă decid ce pun, cât pun, cum pun. Trebuie să-mi fac straturile, că eu încă nici nu am toate straturile făcute. Trebuie să le dau cu lac. Trebuie să le pregătesc și de-abia după aia, până mă ajunge la plantat, oh, Doamne, mai mult. Dar oricum, mi se pare super interesantă chestia asta și pe mine mă animă foarte tare treaba asta. Deci, acum 10 ani, dacă îmi ziceai, oh, grădinărit, eram, nu. V-am zis că am avut o perioadă, nu știu, cred că acum, ce Dumnezeu am aici, acum 8 ani. Am avut grădină mare, nu știu dacă v-am arătat, nu cred să vă fi arătat-o în daily vlog-uri, pentru că știu că era mentalitatea aia că dacă grădinărești ești un țăran sărac prost, pe care încă o mai au mulți în România, dar acum nu mai pasă. Atunci, în schimb, nu-mi plăcea și făceam totul, v-am mai zis treaba asta, dar o repet pentru cine poate e mai nou pe canalul meu. Atunci făceam totul din inerție, așa cum văzusem la mama. Și iarăși și eu, ca și mare parte din oamenii care spun că dacă grădinărești ești un țăran prost și sărac, este mare parte din mentalitatea asta vine din faptul că asociez grădinăritul cu partea aia mizerabilă, murdară, când e miroșa balegă, miroșa pământ, ești plin de noroi peste tot, haine împuțite, murdare, plin de noroi până la genunchi, îmbâcseală, nu știu ce. Ceea ce poate să fie cazul. Dacă cultivi hectare și ești tu omul care muncește fizic, da, ți se întâmplă treaba asta, dar grădinăritul poate să fie și ceva relaxant, plăcut și ceva în care să nu trebuiască neapărat să te murdărești, să te faci ca un porc. Știți? Ba chiar poți grădinări în rochii, cu unghii. Acum nu le-am făcut, dar ca idee, am văzut femei care grădinăresc cu niște unghiile pe mâini și sunt perfect ok. Adică se poate face. Adică există și varianta de grădinărit mai glam, ca să zicem așa, știți? Mai elegantă, mai soft, mai așa. Dar contează abordarea ta. Dacă vă interesează, mai discutăm despre treaba asta, dar da. Hai să mă apuc să... Că s-a mutat soarele până cât am vorbit cu voi, să mă apuc să filmez ce am de filmat și vorbim după aceea.
știu cum vi se pare voi, dar mie mi se pare că sunt puțin răvășită și asta pentru că mi-am petrecut ultimele 2 ore și jumătate în fața laptopului editând, pentru că mergem fiorător de greu și acum am pus clipul să se salveze, ceea ce înseamnă că nu mai am voie să mă, să mă ating până la câtu? Până la ce oră? Oh! Până 9.56, dar încă calculează. Cred că până pe la 1 noapte nu o să mai am voie să mă ating de laptop, fiindcă dacă mă ating de laptop se strică procesarea și am o grămadă de probleme. Mergem fiorător de încet. În ultima vreme laptopul nu știu ce are. Trebuie să mă duc la un doctor să vedem. Aha, eu m-am făcut un ceai între timp ca să scap, pentru că m-am uitat la ceas și la un moment dat era 5 și când m-am uitat la, iarăși la ceas era 7 și ceva. Zic, what the heck, ce s-a întâmplat? În apărarea mea pot să spun că a intrat și un pui de somn după ce am vorbit cu voi, așa, rapid, și m-am trezit înghețată. Eu știu că afară s-a anunțat 19 grade, dar având în vedere că bătea vântul, mie mi-era super frig, așa că mi-am dat drumul la căldură, mi-am luat și hanoracul ăsta pe mine, nu știu dacă vedeți, am ceva total necaracteristic pentru mine, și anume hanoracul, fiindcă știți că eu sunt mare amatoare de hanorac, da, și asta e farfuria mea de la pizza, vă povestesc imediat și de pizza, dar da, ăsta e hanoracul pe care l-am primit de la Good Days Therapy de Crăciun, cadoul lor de Crăciun, și l-am luat pe mine pentru că mi-era rece și zic nu. Mie îmi trebuie ceva. Asta am aflat recent, că schimbarea asta de temperatură sau felul în care simțim noi femeile temperatura e și de la estrogen. Și cum sunt aproape de punctul magic al lunii, clar încrește nivelul de estrogen, prin urmare băile trebuie să fie și mai fierbinți, mi-este frig în continuu și atunci, da, m-am înfofolit, mi-am dat drumul la căldură, aia e, cât a fost soare afară să fie sănătos, am ieșit afară, era un vânt, deci te lua pe sus, efectiv, nu puteți să faci nimic. Nu, perioada asta când încep vânturile și primăvara și toamna, e ceva sublim, v-am mai spus eu, m-am mai povestit, da. Am dormit, mi-am făcut pizza aia pe care v-am arătat-o, care e minusculă. By the way, ia, hai să vă pun eu pe trepied, că așa, deci am luat o pizza, pentru că la mine nu se livrează pizza, că sunt la Cucamăcăii din Deal, în distanță de oraș și nu livrează nimeni pizza aici și singura opțiune este pizza congelată, care e un simulacru de pizza, dar probabil în curând mă voi apuca eu să fac pizza, dar deocamdată mielene. Și am făcut pizza asta, e o pizza pe care am mai luat-o, cred că era de la Dr. Oetker sau ceva. Păi, deci vă jur, am filmat-o, era atâtica. Eu am mai luat pizza asta și știți că e teoria aia cu... care-i termenul? Că e un termen în engleză pentru chestiile astea. Ați văzut că sunt mulți care spun pe net că, băi, ca să reducă costurile și să câștige oamenii, au început firmele, astea, brandurile, au început să recurgă la tot felul de tertipuri din astea. Ați văzut că crema din Oreo nu mai este toată de jur împrejur așa, ci e, pe marginea biscuitelui este o bucățică de biscuite care e neacoperit de cremă. După aia a început să devină din ce în ce mai subțire crema din Oreo. La Big Mac ați văzut că bucata aia de carne, de burger, pediola de carne e din ce în ce mai subțire și într-adevăr așa e. Adică dacă stai să te uiți și tot felul de chestii din astea și acum la fel, m-am uitat la pizza asta și e o pizza pe care am mai luat-o, adică nu e prima dată când iau pizza asta și înainte era un pic mai mică decât farfuria asta, care e mare, adică că în farfuria asta o puneam de obicei și era aproape cât farfuria, numai un pic rămâneam pe margine așa și acum când am pus-o și am văzut că e atâta, zic what the heck, ce se întâmplă și... cum să zic, e și mai scumpă decât era în inițial. Deci e ceva de vis, we love it! Dar încă un motiv pentru care e bine să ai grădină, să mai ai și din resursele tale. Da, pentru că nu, cumplit. După ce că nu e cine știe ce pizza, că nu putem să zicem că e senzațională, e o pizza congelată, dar mă rog, a ținut de foame, e bine că nici... și încă încă o dovadă a faptului că, de fapt, încă două dovezi. Înainte puteam să o tai în 8. Adică o tăiam în 4 și o mai tăiam încă o dată în 4 ca să fac feliuțe, triunghiuri din alea mici. Acum nu mai pot să o tai pentru că ies minuscule, adică ies ceva de genul ăsta, triunghiulețele, cam atât de groase. Ultima dovadă a faptului că e mai mică este faptul că
Am mâncat-o pe toată, pentru că chiar dacă ea era atâta, să spunem înainte, puteam să o mănânc înainte când era atâta, mâncam cam 3 sferturi din ea, știți, odată. Acum am mâncat-o pe toată și am mai mâncat și altceva înainte să mănânc pizza, cam până să se facă pizza. Deci da, nu e de joacă, e absolut fenomenal. Nu știu dacă vedeți, dați să mă dau, s-a întors. S-a întors. Prințesa doarme, s-a jucat, are niște momente, deci că nu am râs de ea în ultimele zile pentru că m-am amuzat super tare, fiindcă se ascunde seara, o apucă cheful de joacă și se ascunde de mine și se bagă pe aici, pe după pereți, se ascunde și dacă mă duc încolo, sare înaintea mea și mârâie și vine la mine și dacă stau în pat, vine și sare cu lăbuțele pe picioarele mele și se face că mă mușcă. Și tare haioasă așa, e tare dulcică când are ea chef de joacă. Bine, e dulcică tot timpul, dar mai ales când are chef de joacă. Când nu are chef de joacă, doarme. Asta dacă nu e afară și alergă. Da. Deci cam în asta. Stați așa că am și un prinț. Zimini! Puiu! Ce faci, puiu? Am și un băiat morocănos care a venit acasă și am tocmai ce a mâncat și a venit. S-a pus în pat cu capul pe pernă, că lui îi place să stea cu capul pe pernă și eu sunt foarte fericită că e acasă. Mă declar înfrântă pe seara asta. Sunt foarte mulțumită de câte am realizat astăzi din lista mea de to-do. Au mai rămas câteva chestii, dar mă pot ocupa fără nicio problemă mâine de ele. Deci, lejer mă pot ocupa de ele. Și, da, a fost bine, a fost o zi productivă, bună, ok. Mâine să nu uit să fac niște chestii importante și în rest, dacă tot așa reușesc să am o zi productivă, sunt foarte încântat. Dacă nu bate vântul, iarăși ar fi minunat, pentru că aș merge pe afară să mă apuc de stratul ăla, că am o idee, aș vrea să pun ceva acum, din timp, mai devreme, să facem niște experimente, că eu v-am zis că cu grădina mea tot derulez experimente, așa, și place tare, tare, tare mult. Na bine, vă las, o să mă duc să mă demachiez și eu, să mă schimb, să fac un duș, întâi să schimb, fac un duș, după aia mă schimb și mai vorbim, dacă este mâine, că în seara asta s-au epuizat combustibilul. Faceți. Ce credeți? Mi-a venit și cel de-al doilea colet pe care îl așteptam. Acum a plecat curierul și sunt foarte entuziasmată pentru că în acel colet erau pomii și asta e plantuța de care voiam să vă zic, pe care am luat-o pentru birou și anume iedera asta, pe care nu o să o ținem pe bățul ăla, dar este mare. Mă așteptam să-mi dea un lăstar. O găgălici de aia mică și o chestie, știți? Că așa mi se întâmplă de obicei. Dar nu, e dita mai aia, dita mai iedera, care are ea lăstării ei. Le-am scos, evident, din colet pentru că, na, stau de câteva zile, cred că. De fapt, ieri au fost puse, că m-a sunat vineri, m-a sunat doamna de la Sweet Garden, m-a sunat să mă zică că mâine, că luni pun coletul, deci cred că de sâmbătă stau în cutia aia și le-am scos repede ca să
le pun apă și mai ales ăstea are nevoie de apă și trebuie să o curăț, dar este o iederă, nu știu dacă vedeți, este o iederă absolut superbă, care are marginile așa albicioase. Și faza este că am făcut o obsesie în ultima vreme, și bine că mi-am pus pământ în cap, am făcut o obsesie în ultima vreme pentru iederă. Deci îmi place de mor, îmi place atât de tare, mai ales la englez când văd pereții plini de iederă, evident nu pe casă, nu mi-aș pune lângă casă pentru că știu că nu e bună, că adună gângănii, pot să faci mucegai, tot felul de boli de plămâni de la asta, dar nu știu, pe pereți exterior, pe garduri, pe astea, aoleo, îmi plac de mor când le văd cu iederă. Și asta mi s-a părut atât de frumoasă când am văzut-o pe site la Sweet Garden, dacă și dacă am tot comandat pomii, am zis să o comand și pe ea. Și am luat-o pentru birou. Am luat-o pentru birou și acum stau să mă gândesc dacă nu cumva ghiveciul ăsta ar putea să fie bun pentru ea. Așa, trebuie să-i pun pământ, că ce are ea e un compost și nu e scuște. Deci foarte îngândată de ea, e foarte frumusică, e adorabilă, doamne, deci mama începuse că știi că iedera aduce niște energii negative, mama care n-are treabă cu energiile, da, începuse că știi că iedera are niște energii negative și nu știu ce, nu are nicio energie negativă, lăsați-mă în pace, singurii care au energie negativă sunt oamenii. Plantele și animalele nu au energie negativă și nu cred în chestia asta, nu. Că plantele și animalele nu fac rău decât ălora care și-o caută cu lumânare. Că, de exemplu, și la plantele otrăvitoare, numai cine să bagă are probleme cu ele. Cine nu, cine știe să stea departe, stă. Dar da, hai să testăm treaba asta. Astăzi mai am un plan să ies în grădină. Tocmai pentru că știam că o să vină Coletul și zic să fie așa un preambul, să nu știu ce, să... Da, bate vântul la fel de rău ca ieri și nu, nu mergem nicăieri. Nu, nu ieșim, nu mergem, nu face absolutamente nimic, because... Da, dar este adorabilă. O să mă duc să iau niște pământ, să pun pământ, să vedem, poate o punem în ghiveci? În orice caz îi trebuie apă. Întâi îi trebuie apă și după aia o vedea noi. Dar da, ea este noua mea prietenă. Da. Totuși, este prea mare ghiveciul ăsta aici, este uriaș. Pe lângă cana mea, uitați-vă cât e de mare. E, nu, ăsta e ghiveci de pus afară, nu, e prea mare de pus în interior. Dar ideea e bună, ideea în sine e bună, dacă aranjezi și perdelele și poate, Doamne ajută, le punem într-o formă. Bine, ele ar trebui schimbate, știți povestea, da, mă rog. Zi. Ar arăta chiar bine. Dar îi trebuie totuși un ghiveci cel mai micuț. Nu, e prea mare ăsta, dar o să-i găsesc un ghiveci cel mai micuț și o să o așa, și o să o desfac și de pe chinuiala asta. Asta a fost pusă, cred că, mai mult pentru transport, ca să poată fi transportată. Dar, în rest, da. Pomii, că nu v-am zis, pomii par și ei în stare foarte bună. Adică par niște pomi tineri, viguroși, adică nu sunt uscați, că am mai avut... șansa să fie să văd unii care erau aproape uscați, par foarte ok. Acum să vedem ce o să se întâmple. O să-i scot și pe ei din folie când duc afară și să vedem. Dacă interesează pe cineva asta să văd cum e scrisul, cam așa. Asta este iederă bicoloră. O găsiți pe Sweet Garden și da, e foarte, foarte drăguță. Abia aștept să văd cât de mare poate să se facă. Needless to say, această plantă trătoare de grădină doarme, derupe. Am luat-o de dimineață de pe fotoliu, am luat-o în brațe și am dus-o cu forța în grădină să mergem la plimbare. Să zicem că n-a fost tocmai încântată, a fost ok, până la urmă a acceptat situația și a mers la plimbare, dar n-a fost cea mai încântată, adică da, suferă, după cum vedeți. Foarte tare. Da, cam așa arată pentru un moment. În momentul în care o să o pun într-un ghiveci al ei, stați cam toate astea în mână, o să se mai înstufoșeze ea atunci și o să o tund în așa fel încât să arate aesthetically pleasing. Doamne, deci nu mai pot de dragul ei, Doamne, cât e de adorabilă. Și o să aibă mai multe frunze, că momentan na, a mai suferit și de la transport, a mai pierdut și e și... Na, perioada asta în care iedera nu moare efectiv iarna, dar intră într-o stare ca și caprifoiul, că dacă vă arăt caprifoiul cum arată acum, intră într-o stare din asta de amorțeală așa
Și așa e și iedera. Dar, spre exemplu, uite, ăsta este un lăstar pe care aș putea să-l iau, să-l pun în ghiveci, să-l mut, să-l iau și să-l plantez. Dar da, nu mă întrebați ce s-a întâmplat cu biroul meu, de ce e așa mult, dar nu știu să vă spun. I-am pus un pic de apică, bine că am tăvița asta aici. Asta e ceaiul meu pe care l-am făcut și s-a răcit, dar sunt foarte încântată de ea. Oh, ce frumoasă ești! Și abia aștept să se facă mare și frumoasă și să crească mai mult. Și nu, pentru cine sugerează să o pun pe bibliotecă, nu o voi pune pe bibliotecă, pentru că nu-mi place aspectul de bălării în bibliotecă. Na, s-a deschis camera. Am filmat, am terminat de filmat, am filmat și al doilea clip, am filmat două clipuri astăzi. Și acum am ajuns în punctul pe care îl am de azi de dimineață, și anume mersul la magazin. Îmi este foarte silă să mă duc din cauza vântului, evident, dar știind că acea ființă foarte blajină și liniștită de acolo, în aproximativ maxim o oră o să mă mănânce pe mine dacă nu-i dau mâncare, ceea ce nu prea mai am pentru ea, da. Prefer să-mi frung vântul decât să-mi frung pe ea, nu știu cum să vă zic, dacă înțelegeți, da? Pe celălalt negru l-am păcălit, pentru ăla am mai avut cărniță pentru el, l-am mai rezolvat, da, pe ea, da, nu prea mai am și trebuie să mă duc să iau pliculețe și e musai. Și cu ocazia asta poate iau ceva și pentru mine, something, parcă mi-e poftă de ceva dulce, de niște geleuri sau habar n-am. Vedem. În orice caz, da, hai să mergem, să ne avântăm în vânt, mi-e o silă. Da. Nu vreau la vânt, dar n-am încotro. So, hai să vedem ce facem. Am venit de la magazin și așa îmbrăcată, mi-am făcut o salată, pentru că am ajuns la magazin și nu mai puteam de poftă, că vreau niște roșii de câteva săptămâni și toate legumele de aici, de la mine, sunt... ăsta, latul e deschis. Sunt din Turcia. Păi nu pot să vă explic cât de tare nu-mi doresc să cumpăr legume din Turcia. Apa, dați așa, că am rămas aici, blocată, gata. Așa, dar am găsit niște legume, am făcut dita mai salata, pe care o voi devora pe toată. Mățus? A venit și Mățus. I-am luat și ei păpică. Mățus, ți-am luat păpică. Cum spui? Ți-am luat păpică. Cum spui? Mulțumesc, mami, că m-ai luat păpică, că ai grijă de mine, că mă iubești. Nimic. Doar vreau. Ăla înseamnă vreau. Atât știe. Nu ești măcar te rog frumos. Păi așa te-am educat eu pe tine, copile. Eu așa te-am educat. Să vorbești așa, nepoliticos cu mine? Evident că glumesc și că nu mă aștept să-mi răspundă Mâța și că nu, Doamne Sfinte, nu mă aștept să îmi mulțumesc, că era doar o glumă, doar de fan, că sigur să trezește vreuna să zică că era nebunită asta că vorbește cu Mâțele, că am mai avut antecedente. Stați liniștiți că nu e prima dată. Da, mă pun să mă leg salata, pentru că miroase a ceapă și miroase bine, a verdeață și vreau salată. Well, hello, ce faceți? Bonsoare! Salut, salut! Stați aprins și lumina cealaltă de sus, că parcă sunt pântuită de fantome. Unde este întrerupătorul? Gata. Puțin, o țăr mai multă lumină, așa e mai bine. Am făcut o baie super lungă, din care am fost întreruptă de Giminosu, care a venit să mănânce. Și da, am ieșit din cadă pentru el, pentru că, nu știu dacă ați realizat până în momentul de față, dar eu, pentru Mâțele mele, las totul deoparte, adică când vor mâncare, când vor afară, când vor în casă, când vor să fie ținuți în brațe, când vor să doarmă, când sunt în cadă și Jimmy vrea mâncare, trebuie să primească copilul mâncare. Nu degeaba Eugenia îmi spune că sunt butlerul pisicilor mele, pentru că așa și este, adică mă trezesc noaptea, nu aveți idee, când miaună unul la ușă și e pe partea cealaltă și miaună că vrea înăuntru, mă trezesc așa, din somn, din cel mai profund somn mă trezesc pentru ei. Nu mă plâng, doar constatam o situație de fapt. Da.
În altă ordine de idei, voiam să vă zic că povestea cu trucul ăla pe care l-am încercat nu funcționează. Este vorba despre acid salicilic. Am auzit mai mulți dermatologi spunând că dacă ai scalpul gras, să spui acid salicilic pe scalp înainte de a te spăla, îl lași acolo vreo oră și după aceea așa. Acum părul meu arată destul de bine, în ciuda faptului că m-am udat în cadă, adică am transpirat, și asta pentru că l-am spălat de dimineață. Da, pentru că noi aici pe canalul ăsta, spre deosebire de alte canale, nu promovăm părul jegos. Nu. Părul jegos este no-no. Putem accepta foarte, foarte multe lucruri, dar nu păr jegos. No way. Și prin urmare m-am spălat de dimineață și se pare că rămân la rutina de spălat în fiecare zi, pentru că mi s-a părut că mi s-a electrizat părul mai tare de când am folosit acidul la salicilic. O să-l mai încerc și o să vă țin la curent, dar nu e. Cine știe ce, că uite, iară s-a îngrășat, eu îl simt deja gras pe aici. Bine, și pentru că dau mult cu mâna prin el, dar și cum îl simt așa, de fapt, dar da. V-am zis, am făcut o baie lungă, am mai lucrat la ceva în seara asta, am făcut o baie lungă și acum vreau să-mi fac partea de planner și de journaling, pentru că este o nouă chestie pe care am început-o și pe care mi-am propus să încep de la începutul anului, dar am tot amânat-o, ceva cu journaling, cu un pic de jurnal. Nu sunt eu cea tocmai confortabilă cu ideea de jurnal, niciodată nu mi-a plăcut, dar încerc o chestie și dacă îmi iese, vă zic și vouă, dacă nu, asta este. Și cu plannerul încerc tot așa pentru mâine, ca să fiu organizată, și aș vrea să dorm pentru că m-am muiat rău de tot baia aia, nu mă așteptam. Da, hopefully mâine nu mai bate vânt, pentru că mi-aș dori să pot să ies afară, pentru că e așa frumos, mirosea de dimineață când m-am dus la vecina mea, pentru că noi mai din nou dimineața ne bem cafea împreună iarăși. Am mai avut noi o perioadă din asta după care m-am supărat pe ea și mi-a așa. Dar, da, când m-am dus de dimineață la ea, încă nu începuse vântul și mirosea primăvară. Era mirosul ăla de pământ ud care își absoarbe umiditatea și de primăvară. Și era mirosul ăla așa frumos și zic, oh, ce bine ar fi să nu plouă. Ceva m-a zgâriat aici, cam asta mă tot zgârie. Și, din păcate, a bătut vântul. Am zis să nu plouă, nu? Nu, vreau să zic să nu bată vântul. Și a bătut vântul. Așa, și să sperăm că mâine o să fie mai bine. Vreau afară, vreau la grădină. Chiar mă gândeam să-mi reiau seria de Gardener's World la aia de la parcă BBC. Așa, pentru că am lăsat o baltă din vară, mă rog, când a fost nebunia în vară și toate cele, când nu mi-a mai ars de nimic, nici de viață, nici de nimic, am lăsat o baltă, dar vreau să o reiau pentru că îmi place foarte mult emisiunea aia, e foarte interesantă și afli foarte, foarte multe lucruri și chiar sunt foarte curioasă să văd ce mai arată. Oricum, eram pe la sezonul 11. Eu parcă, adică am luat sezoanele vechi să mă uit la ele, nu așa, dar da, nu, dar nu seara asta, că mi-e somnică, da, așa că vă las și vorbim mâine sau vedem când o-i putea să ies afară, că nu știu cu vremea asta, see you. Așa! Astăzi n-am mai decât să filmez, dar am dat o fugă până la Pepco, ignorând faptul că sunt îmbrăcată la fel ca azi, că sunt ciufulită și că nu m-am machiat. Dar voiam să vă arăt repede până nu duc astea afară, că vreau să le duc afară. Ce am luat de la Pepco, că avem mini haul de Pepco. Na. Așa. Am dat o fugă până în orășelul ăsta de lângă mine, pentru că dacă vă amintiți, anul trecut am luat un set din ăla cu lopățele, cu greblă, cu nu știu ce, de la Pepco și am zis că poate au și anul ăsta, fiindcă ce am văzut în magazine nu mi-a plăcut și am găsit, dar astea chiar sunt de copii mici. Dar le-am luat că-s drăguțe, ia uite ce drăguțe sunt în set din ăsta. Dacă vă aduceți aminte, am luat și anul trecut unul, dar e foarte cute. A fost distrus ăla de anul trecut, bineînțeles, și niciodată nu, când sunt distruse, chestiile astea nu sunt înlocuite, că de ce ar fi. Și așa că m-am dus și l-am luat pe ăsta și cât a fost? Stați așa. 8,50 lei. Aș fi putut să iau două. Anyway. Așa. Mi-am luat o spumieră, că e din inox, e din metal, și am una dai din ăla, cum zice. Nu plastic, din ăla mai tare. Și am luat... Și asta tot 8,50 lei a fost.
și vreau să o schimb, pentru că vreau să scap, după cum v-am mai zis de un milion de ori, vreau să scap de tot plasticul din casă, de la mine. Am luat și o cană din colecția asta cu flori de câmp pe care o am, nu știu dacă ați văzut, dar au avut o colecție cu flori de câmp, dar pe cu ăsta ne... dându-se sau nefiind lumea interesată, fiind la țară, deși ăla e oraș, lumea nu e așa interesată de colecțiile astea de la Pepco și mai ales de Harry Potter. Și știți că a fost colecția cu flori de câmp. Și nu s-a dat cana asta, că asta o voiam. M-am uitat și la boluri, dar nu mi-au plăcut în mod deosebit, dar cana mi-a plăcut foarte, foarte tare, foarte faină. Și asta cât a fost? Cred că vreo 12 lei, cred, nu știu, habar n-am, nu văd. E atât de mic serisul, nu văd, dar cred că vreo 12 lei a fost. Așa, mi-am luat o râșniță din asta pentru că, dacă vă aduceți aminte, în daily vlog-ul trecut am luat sarea aia de Himalaya și în râșnița mea nu pot să o pun pentru că nu reușesc să o desfac, în râșnița de sare. Așa că am luat aia. Am luat și o sticlă din asta de apă, care e sticlă de sticlă, fiindcă aveam una, dar era de plastic și mă enervează cumplit și nu vreau plastic. Again, vreau să scap de tot plasticul. Și mi-am luat una din asta care are aparent capacul din plastic, ceea ce e minunat, ce pot să zic. Dar măcar sticla e de sticlă și nu stă apa în plastic. Am luat niște pahare din astea pe care le voi folosi pentru... Îți vedea voi pentru ce? Pentru grădină, în orice caz. Ce am mai luat? Un din ăsta care nu are folia pe el, un album de poze în care n-am să pun poze, o să pun cu totul altceva. Abia aștept să vedeți și din asta ce am să pun. Așa, ăsta a fost cred că 16 lei. Și ce am mai luat? Am mai luat asta, chestia asta, pentru că am zis că o să mă ajute să-mi pun, uite, astea, să-mi pun semințele, să-mi pun tot felul de chestii în ea și să mă car cu ea după mine. Că de obicei se întâmplă să am nevoie de mai multe lucruri după mine și le iau pe toate, în brațe sau fac ceva și atunci am zis să am o chestie din asta, o coșulă din ala. Și am mai luat o periuță de unghii, că începe sezonul râcâitului, că dacă umblăm cu pământul, începe sezonul râcâitului și îmi place asta foarte tare că e din len și are perii ăștia așa, nu știu, îmi plac astea. Foarte drăguțe. Așa și... Asta n-am luat-o de Pepco, am luat-o de la Profi, pentru că am găsit-o la Profi ăsta la care am fost lângă Pepco. Au așa ceva. E un fel de săpăligă și mizeria asta este extrem de utilă în grădină și n-am avut-o. De mult timp nu mai am o chestie de genul ăsta și acum în sfârșit am și eu asta și pot să o folosesc în grădină. Ce e, Uli? Ce ai pățit? Așa. Și ce am mai luat foarte important? Niște covrigi. Niște covrigi. Cum semințe de mac. Asta pentru că mi-aduc aminte de perioada de facultate, când dacă mai rămânea și mie un leu era eveniment și îmi luam și eu covrigi, care pe vremea aia costau 50 de bani sau un leu, ceva de genul. Ăștia au fost 3 lei 1. Da. Sau 2 lei. Hello! Bună dimineața! Ce faceți? Sunt echipată, nu sunt machiată după cum vedeți, sunt echipată, mergem în grădină, astăzi în sfârșit nu mai bate vântul, este încă un pic recicuț, este undeva 10 și un pic, încă e rece, dar îi bine, o să anunț aproape 20 de grade astăzi, avem geamuri deschise, avem mașini, avem cocoși, stați că acum îi auziți imediat, mai am niște cafea aici și mergem în grădină și astăzi ne facem de cap în grădină. I'm so happy, so happy, avem foarte multă treabă, dar am zis să o iau și eu metodic, poate reușesc să o iau metodic și poate fac o listă, poate fac o listă cu ce am de aranjat și așa mai departe. O să vă țin în orice caz la curent și... da, sunt foarte încântată de nou sezon. Gata, dăm startul unui nou sezon de grădinărit. Începem. Chiar dacă peste o săptămână o să vină iarăși frigul, noi ne pregătim deja de acum. Sunt atât de multe lucruri de făcut, dar sunt foarte entuziasmată că pot să ies afară. Da, so, hai să mergem. Ia uitați o buvniță mică. O buvniță. E buvniță sau e sefă de santieri? Tu ești peisagistul principal, grădinarul peisagist. Udiță? Pia. Udi! Nu, mama, la mine! Mă ajut să mutăm căpșunii?
Da, aici, dacă vă aduceți aminte, au fost căpșuni anul trecut și trebuie să-i mutăm. Da, și să le facem din astea noi, pentru că asta va dispărea de aici, că nu se mai încadrează în peisaj. Hai să vă fac iarăși un mic tur să vă reamintesc care e amplasamentul. Dacă vă aduceți voi aminte, în toamnă, vară, habar n-am, scuzați alea de acolo, o să dispară. Știți că am mutat astea, straturile mele, pe care le-am avut anul trecut, pe care le-am avut undeva în partea aia și unul în partea aia. Știți că le-am mutat aici. Am aranjat, ies foara aia acolo, am aranjat, am pus pământ, aici am pus usturoi și salată, aici astea au fost tot așa cu căpșuni și verdeață și astea vor fi straturile mici care vor fi pline cu, îmi pare rău, dar mai bate vântul puțin, astea vor fi straturile care vor fi pline cu verdeață, cu mărar, pătrunjel, salată verde, poate rucola sau chestii de genul ăsta, chestii ușoare, salate, verdețuri în orice caz. Și ăsta și aici. Aici o să pun și niște ceapă verde. Și dacă vă aduceți aminte, am însemnat eu, atunci când am făcut clipul ăla, pe la final de vară cândva, am însemnat și v-am arătat că aici vreau să mai fac niște straturi. Și o să vină în curând alte cutii din astea, straturi înălțate, pe care le vom pune aici. Și aici o să vom avea roșii și ardei și castraveți. Sau, de fapt, nu. Cred că castraveții îi voi pune în altă parte. Și vreau să refac toată povestea de aici, pentru că a luat-o vântul, s-au stricat, dar în orice caz ne mutăm cu straturile pe mijloc, pentru că v-am arătat că, stați că aici se întâmplă ceva, se întâmplă ceva, așa, am zis atunci că nu mi-au plăcut cum au stat acolo pe margine și vreau mai multe straturi, vreau să am mai multe straturi și o să, ușor, ușor, grădina asta o să capete și un aspect mai estetic, așa, o să arate bine. I promise you, deocamdată știu că n-arată foarte bine cu tencuia la aia care e acolo, care o să vină acoperită cu pământ, cu toate nebuniile astea pe aici, deocamdată încă nu, it's work in progress. Step by step o să ajungă să arate bine, I promise you. Așa, stați să las asta aici și să vă arăt că acolo, de fapt v-am arătat în vlogul trecut, parcă că acolo vom avea un prunt pus. Aici mai trebuie întins pământul ăsta, încă nu e suficient de bine întins. Astea sunt amprentele lui Happy, apropo. Lui Happy place să se joace foarte tare pe aici. Și acolo o să mai avem un piersic pus. Maru și o să mai avem straturi pe aici, cum am zis, și o să fie foarte, foarte plin și frumos. Abia aștept, dar până atunci, primul aspect este să vedem ce facem cu lepomii. Sau cu ochii în soare. Update. Am reușit să plantez pomii. N-am fost super productivă, decât că am reușit să plantez pomii și să adun crenguțele de pe aici. În rest, nu. Dar e bine că e soare. Hai să vă arăt cum arată pomisolii mei. Sunt tare mândră de ei. We have here exhibit 1, adică un Jonathan. Bine, o să trebuiască să fac eu ordine aici și să mai pun pământul ăsta după ce se mai lasă, că o să se mai lase. Dar avem un Jonathan. El pare cam strâmb așa, dar sperăm că o să se ducă încoace. Că așa e el, nu n-am ce să-i fac. E Jonathan, cel mai mic dintre amărâți. Hopefully e Jonathan și nu mai avem probleme ca data trecută. Așa. Am pus și persicul. Venenea persicul. Care e aici. Nu știu de ce am obosit. Și nenea persicul este aici. Pus. Ar trebui să iau mustățile, da. Asta este rănit aici. Trebuie tăiat. Dar, da. Stă și el bine și la fel și cu prunul și nu știu dacă auziți, dar e concert de așa cum îi cheamă, cocoși, de cocoși. Și aici s-a stupat groapa asta unde era prunul, l-am pus pe nou prun. Ăsta e cel mai mare dintre toți, ăsta este cred că de 3 ani, nici nu știu cât are. Bine, că o să trebuiască el tuns la un moment dat, deocamdată îi las așa, nu-i tund. Așa, la fel, adunat pământul și toate cele. Și acum am o mare dilemă. Pentru că, le ziceam și
când am vorbit prima dată cu voi, că trebuie să mut căpșunii. Adică ăștia de aici și cu ăia din partea cealaltă de acolo. Trebuie să-i mut. Și nu știu unde să pun cutiile lor. Așa, nu știu unde să-i mut de aici. Ça, c'est un petit problème. Și trebuie să mă orientez acum, să văd unde Dumnezeu îi pun. Și ce am mai constatat este că, nu știu dacă vedeți aici, au dat mugurei la trandafiri. La ăștia mici, cel puțin. Că mă gândeam să mă apuc să-i curăț puțin și pe ăștia. Și, da, au dat mugurei. Which is amazing. Că au fost decât câteva zile mai cu... Ah, ba chiar au și frunzulițe. Ia uitați. Acum o văd. Ce drăguț. Să luăm toate astea de aici. Din ei. Da. Na, bine. Asta, ce am făcut aici, nu este foarte aesthetically pleasing pentru moment, dar o să fie momentul în care voi ieși lucrurile de care am eu nevoie, și anume ridichi și morcovi, și o să pun în curând și spanac, n-am sămânță. Am pus asta pentru că v-am zis că săptămânile viitoare se anunță urât și dacă tot am semănat, fiind prea devreme, că totuși suntem de-abia la începutul lui februarie, fiind prea devreme, am zis să acopăr ca să nu risc să înghețe dacă ies astea. Dacă dau răsadurile. Am pus două rânduri de ridic și două rânduri de morcov pentru moment și după aceea ne mai reprofilăm în funcție de ce se mai întâmplă. Că o să avem și salată aici, o să avem și spanac, cum ziceam, și mărar și de toate. Așa că o să fie așa, o zonă cu verdeață, ca să zicem. Ah, uite că nu am pus pătrunjel. Ia să pun și niște pătrunjel. Și rămâne așa acoperit până trece frigul, până se încălzește efectiv de altfel și vedem ce noroc avem. Încercăm, experimentăm, v-am zis, și anul ăsta mergem cu experimentele înainte. Am pus niște mulci din ăla de la mine, făcut de mine, din bălării de la mine. Deci, pentru moment suntem bine. Mă declar mulțumită. Așa, dar tot n-am găsit loc la căpșuni. Unde punem căpșunii? Îi bai, ăsta-i... Asta e întrebare gravă. Unde punem căpșunii?